Am știut că ești tu, de cum te-am zărit. Am știut că ești tu, de cum mi-ai zâmbit. Am știut că ești tu. Am știut că ești cea care apare în vis, care mă aștepta și știa că am să vin. Am știut că ești tu. Am știut că într-o zi gândul va întâlni sufletul. Am știut că există, azi mă bucur că ești și ești tu. Am știut că într-o zi versul va întâlni cântecul. Am știut că suntem jumătăți dintre eu și tu. Tulburarea din glas, licărirea din ochi, șovăiala din pas, toate-mi spun la un loc, toate-mi spun că ești tu. Am știut că ești tu, răzită să vii, să-mi alin sufletul, să-mi pas, să-mi vii, să fiu eu, să fiu tu. Am știut că într-o zi gândul va întâlni sufletul. Am știut că există, dar mă bucur că ești și tu. Am știut că într-o zi versul va întâlni cântecul. Am știut că suntem jumătăți dintre eu și tu. Totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Dumnezeu! Cum te cheamă? Gheorghe. Gheorghe, atât? Gheorghe, 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 Gheorghe,
Adriana Corina. Gheorghe și Adriana Corina, care acum se locodesc unul cu altul și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să li se dea lor fii spre moștirea neamului și toate cele către mântuire, Domnului, să ne rugăm. Să ne rugăm. Doamne, miluiește! Să li se trimită lor dragoste desăvârșită, pașnică și ajutoră, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Corina și? Adriana. Adriana, înainte. Pentru ca să fie binecuvântați ei de plină înțelegere și în credință tare, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să fie păziți în viață și în viață și petrecere prebrihană, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu nostru să-L dăruiască lor nuntă cinstită și viață neîntinată, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Apântuiește, miluiește și ne păzește pe Dumnezeule cu harul Tău. Doamne, miluiește! Curata, prea binecuvântata, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții s-o pomeni. Sfânta născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Și ne juni pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu s-o dă. Ție, Doamne, toată slavă, cinstea și chinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Dumnezeule cel veșnic, care pe cele despărțit le-a adus împrunire și ai pus dragoste legătură neîntrupată, cel ce-i binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca și ai iertat pe ei moștenitori făgăduinții tale, însuți binecuvintează și pe robinte aceștia, povăzuindu-i pe dâns și spre totul cu cel bun, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor! Domnului Tău! Capetele noastre Domnului să plecăm! Ție, Doamne! Doamne Dumnezeu nostru, Cel ce din neamuri mai înainte ți-ai logodit biserică, Fecioară curată, binecuvântată, logodnă, binecuvintează logodna aceasta, unește și păzește pe robii de aceștia în pace și într-un gând, că ți se pune scoată slava cinstea și bineciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Se logodește Dumnezeu. Gheorghe. Gheorghe. Cu Dumnezeu, Adriana Corina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește Dumnezeu, Gheorghe, cu Dumnezeu, Adriana Corina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește Dumnezeu, Gheorghe, cu Dumnezeu, Adriana Corina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Se rogodește, Dumnezeu, Adriana Corina, cu Dumnezeu Gheorghe, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se rogodește, Dumnezeu, Adriana Corina, cu Dumnezeu Gheorghe, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Se rogodește, Dumnezeu, Adriana Corina, cu Dumnezeu Gheorghe, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeu nostru, care împreună cu
ruga patria lui Avram, ai călătorit în Mesopotamia, prin țânul să locudească femeie stăpânului său Isaac și prin ghidocirea scoatei de apă i-ai descoperit să locudească pe Rebeca, însuți binecuvintează, rogonda rugilor pe acestora, Gheorghe, cu Adriana Corina, când și întărește cuvântul ce și-au dat, unește pe ei cu sfânta unirea cea de la tine, că tu din început ai departe bărbătească și femeiască și de la tine se stotește bărbatul femeiesc ajutor și spre dăimirea neamului omenesc. Însuți, dar Stăpâne, Dumnezeu nostru, Cel ce-ai trimis adevărul este moxidia ta și păgăduința ta pe scăbite aceștia, părinții noștri și aleși ai tăi din neam, caută pe Dumnezeu Gheorghe și pe Dumnezeu Adriana Corina și întărești robona lor în credință, în înțelegere, în adevăr și în dragoste. Că Tu, Doamne, ai arătat că să se dea logodire și să se întărească toate. Prin el s-a dat lui Iosif stăpânire în Egipt, prin el s-a preamărit Daniel în țara Babilonului, prin el s-a arătat adevărul Tamarei, prin el Părintele nostru cel Ceresc s-a îndurat spre Fiul cel ispitor, când a zis, dați-ne în dreapta lui și junghim vițelul cel drează în cățele vețelim. Această dreapta ta, Doamne, a întrămat pe Moise în Marea Roșie, căci prin cuvântul Tău și adevărat, cerurile s-au întărit și pământul s-a întemeiat și dreapta lor trebuie să îndeplini cu intențe cu cuvântul Tău cel puternic și brațul Tău și atât și brațul Tău cel înalt, însuți, dar și acum, Stăpâne, binecuvintează această punere a inelor cu binecuvântarea cerească și Îngerul Domnului să meargă înaintea lor în toate zilele vieții lor, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate câte sunt și Ție slavă Tatălui și Fiului și Sfântului. Cu Romezeu, Adriana Corina, pentru că de către tine se însoțește bărbatul cu femeia, unește pe dânsii într-un gând, împlunează într-un trup, dăruiește lor roadă cântecului, dobândire de prunci bun, ca a ta este stăpânirea și a ta este curăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se cunună Romnezeu. Gheorghe, Romnezeu Adriana Corina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună Romnezeu Gheorghe, Romnezeu Adriana Corina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună Dumnezeu Gheorghe, cu Dumnezeu Adriana Corina, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună Dumnezeu Adriana Corina, în numele Adriana Corina, cu Dumnezeu Gheorghe, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună Dumnezeu Adriana Corina, cu Dumnezeu Gheorghe, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună Dumnezeu Adriana Corina, cu Dumnezeu Gheorghe, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfinte Pace tuturor! Fiului Tău, pus ai pe captele cu un de pietre scumpe viața cerut de la tine și le-ai dat lor. Înțelepciune! De vizul lor de fețenii ascunde rostul Pavel și tine! S-a făcut nuntă în Cana Galilei, iar mama lui Iisus era acolo și au fost chemați la nuntă și Iisus cu ucenicii săi. Și sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către dânsul, nu mai au vin,
Iar Iisus răspunzând, ce ne privește pe mine și pe tine, femeie, încă n-a venit ceasul meu. Mama s-a zis celor care slujeau, faceți orice vă va spune. Și erau acolo 6 vase de piatră, puse pentru curățirea iudeilor, care luau câte 2 sau 3 metre. Iisus le-a poruncit, umpleți vasele cu apă, și le-a umplut până sus, apoi le-a zis, scoateți și aduceți nunului. Iar ei i-au adus și când nunul a gustat, apa care se făcuse vin și nu știa de unde este, și numai slujitorii care scoseseră apa știau, o, a chemat nunul pe mire și a zis, orice om pune întâi vinul cel bun și când se amețesc, duntanșii, pune pe cel mai slab, dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și s-a arătat slava ta și au crezut întrânsul ucenicii săi. Amin. Mărire ție, Doamne, mărire ție! Miluiește-ne pre noi, Dumnezeul, cu mare mila ta, rugăm. Auzi-ne și miluiește-ne. Doamne, miluiește-ne, miluiește-ne. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea și paza lor tăi, Gheorghe și Adriana Corina, care se însoțesc unul cu altul prin taina nunții și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și fără de voie. Doamne, miluiește-ne, Doamne, miluiește-ne, Doamne, miluiește-ne. Încă ne rugăm pentru Dumnezeu, Daniel Masiveda, Sorin Vasile, Andreea, Sara Maria, nașilor și pentru poporul ce stă înainte în Sfântă Biserica ta, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne, iubitor de oameni, Dumnezeu e și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Doamne Dumnezeu nostru, care în purtarea ta de grijă cea de mântuire ai binevoit în Cana Galilei, a arăta nunta cinstită prin venirea ta însuși și acum pe rogile aceștia, Gheorghe și Adriana Corina, pe care ai binevoit, ai însoțit unul cu altul, păzește în pace și bună înțelegere, arată nunta lor cinstită, ferește patru lor neîntinat, binevoiește să-și petreacă viața lor fără prihană și învrednicește pe dânsii să ajungă bătrâneți fericite, cu inimă curată, împlinând poruncile tale, că Tu ești Dumnezeu nostru, Dumnezeule, care mântuiești și miluiești și ție slavă împreună cu și celui fără început al Părinte, cu prea sfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de o sândă, să putezăm a te chema pe tine, Dumnezeu cel ce restantă, și a zice, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel mitrea. A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Cel ce toate Le-ai făcut cu puterea Ta, ai zidit lumea și ai înfrumusețat cu mâna tuturor celor făcute de Tine, și acest pahar de obște pe care L-ai dat celor care se însoțesc prin unirea nunții, binecuvintează-L, binecuvântarea duhovnicească, că s-a binecuvântat pentru toți ca preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Paharul mântuirii în cur.
sfântă și de o ființă și începătoare de viață, o dumnezeire și o împărăție, să vă binecuvinteze pe voi și să vă dea vouă o viață îndelungată, naștere de plumb bun, spori în viață și în credință, să vă umple pe voi de toate bunătățile cele pământești și să vă îmbrânicească de desfătarea bunătăților celor făgăduite, pentru rugăciune prea sfinte, născătoare de Dumnezeu și a tuturor sfinților, că ție slavă înțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, îndejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, prea cucerinte Părinte, binecuvintează. Ce cram vrei să luați cam la casă? Cel ce venirea sa în Cana Galilei a arătat, nuntă cinstită Hristos, adevărat Dumnezeu nostru, pentru veciune prea curate Maicii sale, ale Sfinților Măriților și tuturor lăudaților apostoli, ale nașterii Maicii Domnului, ale Sfinților Dumnezeu încunoați și întocmai cu apostolul împărat Constantin și Elena, ale Sfântului Mare Mucenic Procopie și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni tot. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților Domnului și Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. Hai, să vă sus, să se rugăm aici, Sfânta. Tocuia, da. Doamne. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, vedeți, astăzi ne aflăm într-o mare zi, un mare eveniment al dumneavoastră, al familiei și al nostru, al bisericii, pentru că este prima comunie, primul botez după sfințirea acestei noi biserici, această biserică frumoasă în care ați intrat și ați văzut-o și cât s-a osenit pentru această biserică să fie construită de către tenoriașii parohiei și ceilalți oameni care au putut să vină să ne ajute, un eveniment foarte important din viața noastră în care bărbatul cu femeia se însoțesc unul cu altul, cum spune la Sfânta Carte, când și unul și altul lasă pe mama și pe tata și se unesc împreună un tatăl, adică un bărbat și o femeie. Cei doi care s-au gândit să vină din țările în care au fost și sunt, da? Să vină la noi aici în România, să vină acasă, unde este casa lor, unde este casa părintească, să vină să-și unească destinul în această parohie, parohie micuță pentru comuna noastră, în care noi oamenii ne-am străduit și ne străduim în continuare să săvârșim slujbe frumoase, să facem biserici frumoase, să facem lucruri frumoase, unde toți să venim aici și să vedem, să ne cununăm, să ne botezăm, să ne și mormântăm, da? Pentru că viața aceasta nu știe decât Dumnezeu. Ne naștem, nu știe decât Dumnezeu, murim, nu știe decât Dumnezeu. Toate aceste evenimente din viața omului sunt cu ajutorul lui Dumnezeu, care le știe pe toate, sunt aici și mai departe Dumnezeu are grijă de noi ca în această viață pe care o trăim și noi și voi, toți oamenii care trăiesc în această viață, ca Dumnezeu să aibă grijă de noi și la rânduiala potrivită, Dumnezeu ne rânduiește să ne naștem, să creștem, să ne cununăm, să facem copii și să, la sfârșitul vieții, da, să mergem și acolo la viața de veci, care nu știe nimeni ce este acolo. De aceea vă mulțumim că ați ales această zi și ați ales această biserică să vă cunoască și să botezați pe ea.
și acea fetiță frumoasă. Vă urăm sănătate, vă urăm multă înțelegere în familie, pentru că înțelegerea familiei este a lăsa și unul și altul, pentru că niciunul nu este perfect și de aceea suntem conștienți că viața aceasta grea în care trăim, stresul acesta zilnic în care trăim fiecare dintre noi, ne duce pe deodată și la certuri. Certul acela trebuie să fie, să fie pe deodată, că asta este, dar și împăcarea să fie foarte repede. Pentru că nu suntem perfecti niciunul. Toți avem greșeli. Toți suntem de, cum spune Dumnezeu acolo, toți greșim și prin iertarea care o facem unul către altul, Dumnezeu rânduiește ca și noi, oamenii, să iertăm unul pe altul, pentru că toate sunt de la Dumnezeu. De aceea să nu uităm că biserica este cea care ne unește, biserica este cea care are grijă de noi, biserica, ori de câte ori avem un necaz, ori de câte ori avem bucurie, întotdeauna să venim să dăm slavă lui Dumnezeu prin rugăciune pe care le aducem către Dumnezeu și către acei oameni sfinți care ne rugăm către ei. De aceea să nu uităm că avem acest obicei de a ne uita de Dumnezeu doar atunci când avem nevoie de El. Atunci cerem de la El, dar uităm că și în celelalte zile trebuie să și ne rugăm și să dăm slavă lui Dumnezeu, să aducem și ori de câte ori avem nevoie de biserica, de ceva, să nu uităm că toate sunt ale acestei parohii, toate sunt ale acestor oameni, nu este a mea, nu este a nimănui, biserica este a tuturor. De aceea nu uităm că principalul lucru pe care trebuie să ne călăuzim în viața aceasta este Dumnezeu. Fără Dumnezeu nu putem face nimic. Și de aceea v-am spus că câteodată uităm de El doar atunci de aducem aminte când avem nevoie de El, adică când avem cazuri, certuri și așa mai departe. Deci nu uităm, permanent trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu, să-i mulțumim, că de obicei cerem, dar uităm să și mulțumim. Mulțumim și lui Dumnezeu pentru toate câte ne dă. Dumnezeu să binecuvinteze, să vă dea sănătate, să vă sporească în toate copiii. Am înțeles că mai aveți un copil. Copii frumoase, tot o fată. Foarte bine. Două fete frumoase, de aceea și nașii la rândul lor să avea și ei copii. Avem? Avem. Una? Păi și a doua? Nașul ce face? Nașul doresc și patru ce face? Doamnă sau doamnă? Cum vrei? Da. Biserica îți dă voie la unul, dacă, da, la una. Dacă mai vrei și a doua, mai îngădui și a doua. La a doua nu mai, gata, sus, nu mai mergi. În biserică. Așa, cununie la, la primărie, poți să faci oricât de vrei. Da? De aceea să fiți sănătoși, la mulți ani și multă fericire tuturor, da? Să fiți sănătoși. Fericitări și mulțumesc de viață în care. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască.